Anghinarea salvatoare a colecistului. Generalități, preparate din anghinare, tratamente interne, precauții și contraindicații. Anghinarea salvatoare a colecistului. Amăreala din frunzele sale vindecă bolile ficatului și ale colecistului. Este o plantă mare iubitoare de soare și de căldură, crescând doar în zonele sudice ale țării. În luna iunie se recoltează frunzele anghinarei, care sunt un excepțional drenor biliar, depurativ și tonic al ficatului. În zilele noastre, anghinarea este printre cele mai studiate plante medicinale, în unele țări ea înlocuind medicamentele de sinteză în afecțiuni cum ar fi cele digestive, hepatice sau cardiovasculare. Înainte de a intra în detalii terapeutice, să aflăm împreună câteva lucruri despre modul în care se prepară și se administrează. Cartea de vizită. Anghinarea este o plantă ierboasă cu tulpină subțire și dreaptă, care ajunge la maturitate la o înălțime de până la 1,5 m. Are frunze mari, crestate, verde închis pe față și cenușii, albicioase pe dos, care se recoltează chiar acum, în luna iunie, când planta florește. Florile sale seamănă cu cele ale ciulinilor de la noi, fiind roșii, violacee și învelite în sol scărnoși. În țara noastră crește doar cultivată, fiind plantată mai ales în sud, în județele cum ar fi Ilfov, Ialomița, Teleorman, Olt, Dolj sau Constanța. Preparate din anghinare. Tinctura. Este folosită mai ales ca stimulant al poftei de mâncare și al digestei, fiind administrată înainte de masă. Se obține din 20 de linguri de pulbere de anghinare uscată, care se pun într-un borcan și peste ele se adaugă 2 cânți de alcool alimentar de 50 de grade. Se închide borcanul ermetic și se lasă la macerat vreme de 12 zile într-un loc călduros, după care se filtrează, iar tinctura rezultată se pune în sticluțe mici închise la culoare. Se administrează din acest remediu câte o linguriță diluată în puțină apă cu 5-10 minute înainte de a mânca. Pulberea de anghinare. Se macină foarte fin cu râșnița electrică de cafea tulpinile uscate de anghinare, după care se cern printr-o sită fină, cum ar fi cea pentru făină albă. Depozitarea pulberei se face în borcane de sticlă închise ermetic în locuri întunecoase și reci pe o perioadă de maxim 30 de zile, deoarece substanțele active se oxidează relativ rapid. De regulă se administrează de 4 ori pe zi câte o linguriță rasă pe stomacul gol la orele 7, 13, 19 și 22. Este un tratament eficient pentru stimularea digestei, pentru tratarea hipoacidității, dispepsiei și a atoniei digestive. Are efecte bune și în bolile de ficat și în dischinezia biliară. Infuzia combinată de anghinare. În jumătate de litru de apă se pun la macerat vreme de 8-10 ore 3-4 lingurițe de iarbă de anghinare mărunțită, după care se filtrează. Preparatul rezultat se pune deoparte, iar planta rămasă după filtrare se fierbe în încă jumătate de litru de apă, vreme de 5 minute, după care se lasă să se răcească și se filtrează. În final se amestecă cele două extracte, obținându-se aproximativ un litru de infuzie combinată de anghinare care se folosește intern, nul 2 cani pe zi. Este excepțională pentru persoanele care au nisip la fiere, microlitiază biliară, care suferă frecvent de dischinezie și de migrenă biliară. De asemenea, cu infuzia combinată de anghinare se obțin rezultate foarte bune și în steatoza hepatică și în hepatitele virale. Singurul dezavantaj al acestui preparat este acela că are un gust teribil de amar, aproape imposibil de suportat în curele de lungă durată. De aceea s-a obținut un alt preparat din anghinare extrem de concentrat ca principii active, dar mult mai ușor de administrat și suportat. Extractul de anghinare.
este genul de remediu pe care persoanele cu probleme digestive, hepatice sau biliare, este bine să îl aibă mereu la îndemână. Acesta se obține din extractul apos, preparat din părți aeriene de anghinare, din care se evaporă complet apa, rămânând o pulbere brun-verzuie, foarte concentrată în principii active, extractul de anghinare. Pe lângă faptul că are o acțiune terapeutică extrem de intensă, extractul uscat este medicamentul cel mai simplu și comod de administrat care se poate obține din anghinare. Dozele necesare de extract vor fi precizate la fiecare tip de afecțiune în parte. Anghinarea și vezica biliară. Colecistul sau vezica biliară este un mic rezervor situat în zona ficatului, în care se acumulează bila sau fierea, un lichid de culoare galben-verzuie cu un rol foarte important în digestie. Anghinarea salvatoarea colecistului. Sedentarismul, hrana prea rafinată, poziția corpului, mai ales statul îndelungat pe scaun și stresul psihic sunt cei mai importanți factori care conduc la apariția afecțiunilor biliare. Iar dintre bolile colecistului, cea mai frecventă este discinezia biliară, ferea leneșă, care are adesea drept complicații calculi biliari, dar și indigestiile, constipația, migrenele și un întreg lanț de afecțiuni și tulburări care toate pornesc doar de la acest mic rezervor din corp. Mai exact, anumite principii active, cinarina, acidul clorogenic, stimulează evacuarea vezicii biliare, prevenind apariția crizelor biliare, dar și formarea calculilor biliare. Apoi, această plantă stimulează secreția de lichid biliar în cantități suficiente și cu o compoziție adecvată, prevenind indigestiile și alte asemenea probleme. Tratamentul afecțiunilor biliare cu anghinare se face în cure de lungă durată, minim 30 de zile, timp în care se administrează extractul câte 150 până la 300 mg luate cu un sfert de oră înainte de fiecare masă. În timpul curei cu anghinare se va evita consumul de prăjeli, cafea și ceai negru, mai ales pe stomacul gol, dulciuri concentrate. Anghinarea și detoxifierea organismului. Anghinarea are și o acțiune detoxifiantă foarte puternică. În curele de eliminare a toxinelor din organism se administrează o doză de șoc de 450 până la 600 mg de extract de anghinare dimineața pe stomacul gol și aceeași cantitate seara înainte de culcare. O cură durează minim 14 zile și va determina o evacuare masivă de fiere din colecist, acizii din bile ajuns și în duoden și apoi mai departe pe tubul digestiv, peristaltismul intestinal, accelerând tranzitul și ajutând la o eliminare masivă a toxinelor din colon. De asemenea, depunerile de mâl microlitiază din vezica biliară sunt eliminate sub acțiunea anghinarei, în timp ce activitatea ficatului este accelerată. Extractul din această plantă stimulează și activitatea rinichilor, favorizând eliminarea surplusului de apă din corp, dar și a ureei și a altor deșeuri de metabolism. După o asemenea cură, veți elimina 1 până la 2 kg în mod spontan. Digestia se va regla de la sine, tenul se va curăța, în timp ce problemele intestinale se vor ameliora. Tratamente interne ale anghinarei. Hepatita virală de tip A, B, C și D. Se țin cure de 3 luni, timp în care se iau câte 1 până la 1,5 grame de extract de anghinare pe zi, pe stomacul gol. Pentru oprirea proceselor de distrucție la nivelul ficatului, dar și pentru reducerea viremiei, cura de anghinare se poate face în paralel cu administrarea altor plante specifice, cum ar fi armurariul, cicoarea, alga, afa, clorela.
dispepsie, digestie dificilă. Un studiu făcut în anul 2003 în Germania, pe un număr de peste 200 de pacienți, a demonstrat că această plantă este de un real folos persoanelor care suferă de dispepsie. După 6 săptămâni de tratament, timp în care pacienții au luat câte 650 mg de extract pe zi, în două reprize, s-a remarcat la peste 50% din pacienți o îmbunătățire simțitoare a stării de sănătate. Sub acțiunea anghinarei au dispărut indigestiile, stările de greață, precum și balonarea, tranzitul intestinal neregulat. Timpul de digestie s-a redus, iar senzațiile de jenă și disconfort abdominal după masă au fost eliminate. Reflux gastroesofagian. Administrată cu 5 minute înainte de masă, anghinarea ajută la prevenirea arsurilor stomacale și a refluxului gastroesofagian. Se iau câte 300 mg de extract înainte de a mânca. Pentru a potența efectele plantei, nu se vor consuma băuturi carbogazoase, iar în timpul mesei se va evita înghițirea hranei pe nemestecate, vorbirea în timpul masticației. Stările de vomă și greață. În acest caz se administrează jumătate de linguriță de pulbere de anghinare care se înghite cu jumătate de pahar de limonadă foarte puțin sau deloc îndulcită. Anghinarea acționează la nivelul sistemului nervos, inhibând reflexul vomitiv. În unele cazuri, planta poate avea efect paradoxal, provocând voma, după care, de asemenea, starea pacientului se va ameliora simțitor. Obezitate și îngrășare. Administrată sub formă de capsule pentru ca gustul sau amar să nu stimuleze foarte puternic apetitul alimentar, are efecte detoxifiante care ajută la eliminarea a 1-2 kg în mod spontan. Apoi, unele substanțe pe care le conține inhibă receptorii pentru gustul dulce, ceea ce va duce la o scădere a apetitului pentru dulce. Așadar, curele cu anghinare pot fi un ajutor pentru scăderea în greutate, putând fi asociate cu remedii cu acțiune de slăbire demonstrată, cum ar fi aloe, ferox, algele marine, chitosanul, extractul de cicoare, etc. Sindromul colonului iritabil. Anghinarea normalizează tranzitul intestinal, stimulează peristaltismul, previne balonarea și crampele abdominale. Se ia pulberea câte 80 grame pe zi sau extractul uscat 1,5 grame pe zi, ambele administrându-se pe stomacul gol cu 30 de minute înainte de a mânca. Valori ridicate ale colesterolului. Puținele remedii alopate sau naturale se pot compara cu anghinarea atunci când este vorba de reducerea cantității de colesterol din sânge. Această plantă acționează direct la nivelul ficatului, reglând secreția de colesterol, influențând însă și digestia și metabolismul grăsimilor pe care le ingerăm din hrană. În urma curei cu anghinare, crește proporția de colesterol bun, HDL-ul, și scade proporția de colesterol rău, LDL-ul. O cantitate de doar 0,5 grame de extract uscat administrat zilnic duce într-o lună la o scădere cu 18% a valorii colesterolului total, iar aceste efecte se obțin fără niciun fel de efect advers asupra sistemului nervos, ficatului sau rinichilor, ca în cazul medicamentelor de sinteză pentru reglarea colesterolului. Diabet. În acest caz se administrează infuzia combinată din care se iau câte 2-3 căni pe zi. Anghinarea este mai mult decât o insulină vegetală, ea acționând și prin scăderea directă a valorilor glicemiei din sânge, dar și la nivelul pancreasului, a cărui activitate o stimulează. Mai mult, această plantă ajută pacienții insulinodependenți să-și reducă doza de insulină, prevenind în același timp complicațiile cardiovasculare extrem de periculoase în boala diabetică. Ateroscleroză arterită. Anghinarea este unul dintre cei mai puternici antioxidanți din lumea vegetală, prevenind depunerea și oxidarea colesterolului pe pereții vaselor de sânge, ajutând la menținerea sănătății lor.
Persoanele care consumă frecvent grăsimi, care fumează sau trăiesc în mediul toxic, ori care au valori ridicate ale tensiunii arteriale, ar trebui să țină regulat cure cu anghinare. O asemenea cură durează una, două luni, timp în care se consumă câte 3-4 lingurițe de pulbere pe zi. Gute, valori ridicate ale urei în sânge. Se administrează jumătate de litru, până la un litru de infuze combinate de anghinare pe zi, în cure de minim 14 zile. Persoanele cărora le este contraindicat aportul suplimentar de lichide vor consuma extractul uscat câte 1 gram pe zi. Sub acțiunea principiilor active din anghinare, sărurile acidului uric sunt mobilizate din țesuturi și sunt eliminate prin urină și scaun. Precauții și contraindicații. Studiile făcute până în prezent au arătat că anghinarea nu are niciun fel de toxicitate. Singurele precauții sunt în cazul blocajului biliar, unde administrarea plantei poate agrava simptomele, datorită efectului său colecistochinetic. În cazul persoanelor care suferă de sindromul colonului iritabil, administrarea anghinarei poate determina pentru perioade foarte scurte de timp o amplificare a flatulenței, care va dispărea însă în câteva zile.